procurori din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, Secția de Combatere a Corupției, au efectuat percheziții în mai multe locații din județul Mehedinți, într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție. DNA a descins în această dimineață într-o beta Severin, la domiciliul fostului prim procuror al parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți, actualmente procuror la parchetul Orșova, Carmen Sârboiu. Procurorii DNA l-au găsit în casa celei vizate pe patronul unei firme de construcții, concubinul procurorului și Sânziana Sârboiu, fiica care este avocat. Carmen Sârbuiu a fost ridicată de la domiciliu și transportată cu o dubă a jandarmeriei la sediul parchetului judecătoriei Orșova, unde au avut loc de asemenea percheziții. De la domiciliul prim procurorului a fost ridicată și o cutie cu documente. Astăzi au fost efectuate percheziții domiciliare în opt locații situate în municipiile Drobeta-Turnu Severin și Orșova, din care două sunt sediile unor instituții publice de interes local, iar restul sunt sediile unor societăți comerciale și domiciliile unor persoane fizice.